Vasile Popeanga a votat la secția numărul 5 din municipiul Târgu Jiu. A trebuit să aștepte la ușă, deoarece erau prea mulți alegători în secție. Deputatul spune că își dorește dreptate până la capăt. Cum campania electorală a fost presărată de dosare penale, PSD-istul speră ca prin votul de astăzi să ajute la însănătoșirea politicii din România. Am ținut neapărat să-mi exercit acest drept câștigat în 1989, ca urmare a celor evenimente și pentru care, sigur, s-au jertfit foarte mulți. E un drept democratic și am ținut neapărat să mi le exercit. Am votat pentru dreptatea până la capăt. Cei mai mulți dintre parlamentarii și liderii partidelor politice au votat până la orele prânzului.